niciun caz, mai ales că la momentul respectiv eu nici măcar nu luasem decizia să intru în această cursă. Și pe de altă parte, haideți să fim realiști. Este normal, nu fiecare persoană, indiferent de funcția pe care o deține într-un partid sau altul, să aibă o simpatie. Ori nu poți acuza pe cineva de ce are o anume simpatie politică. Acuzațiile le poți face dacă, într-adevăr, ai dovada unui joc, să zicem, care ar fi dincolo de regulile onestității. Ori, neavând un astfel de semnal, eu sunt convins că oricare dintre noi, și primul ați întreba, am o anume preferință pentru un candidat. Dar, de asta spun, nu mi s-a părut în niciun caz un lucru. Am luat-o ca opinia personală a doamnei Gorghiu. Spuneați la ședința despre care ați făcut referire, că sunteți un om al cifrelor. Vorbesc că v-ați și făcut o situație, un sondaj, o analiză a candidatului dumneavoastră. Unde vă poziționați? Nu cred că vă încămați la o asemenea misiune, dacă nu aveți și ceva cifre. Păi, exact cum spuneam și domnul cu președinte Voicu, într-adevăr, aștept rezultatele sondajului. Eu personal n-am făcut niciun alt sondaj, nici măcar, hai să zic așa, în cercul meu de cunoștințe, n-am încercat să fac un sondaj ăsta empiric. Și, într-adevăr, aștept cu interes cifrele acelui sondaj. Vă spun, vă mărturisesc că personal nu sunt neapărat interesat de ierarhia celor trei potențiali candidați, și mai degrabă de cum a sta candidatul cel mai bine plasat al PNL-ului în bătălia cu candidatul anunțat al PSD. Mulțumesc!